horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Nu este ușor astăzi de a păstra calmul. Fundalul emoțional este instabil. Starea de spirit se poate schimba din cauza unui fleac. Dar dacă vă concentrați pe afaceri și încercați să nu observați toate mărunțișurile, atunci ziua va ieși bine. Succesul la locul de muncă nu vine imediat, dar ești suficient de răbdător și persistent. Nu renunți la ceea ce ai început la jumătatea drumului. Stelele te vor ajuta la implementarea planului. Prietenii și cunoscuții vechi fac propuneri la care doriți imediat să fiți de acord. Deciziile pe care le luați astăzi pot începe o schimbare mare în bine. Horoscopul zilei Taur. Ziua este plină de evenimente. Este posibil ca din cauza lor să trebuiască să schimbați planurile, să abordați ceea ce a fost planificat mai devreme și să luați ceva complet diferit. Rapid te orientezi în situație, dar necesitatea de a controla totul este obositoare. Gândiți-vă la cine puteți apela pentru ajutor și sfaturi. Sprijinul astăzi va fi foarte util. Seara te încântă cu o surpriză romantică. Acesta este momentul potrivit pentru a discuta cu cineva care vă este deosebit de drag. Unii reprezentanți ai semnului vor auzi cuvintele la care au visat în secret de mult timp. Horoscopul zilei Gemeni. Zi propice pentru meditație. Ești cufundat în amintiri, apoi visezi la un viitor îndepărtat. Acest lucru nu poate fi numit o pierdere de timp, deoarece ca rezultat apare de grozave. Înțelegeți cum s-a acționat cel mai bine, ce ar trebui de făcut pentru a atinge rapid obiectivele actuale. Ziua este potrivită pentru comunicarea cu cei dragi. Găsiți rapid un limbaj comun, nu vă certați chiar dacă nu sunteți de acord cu toate. Este bine să discutați afacerile comune, să rezolvați problemele importante pentru toată lumea. Vă pot vizita prietenii vechi. Te vei bucura foarte mult de ei. Horoscopul zilei Rac. Zi interesantă și ușoară. Nu este deosebit de fructuoasă. Pot apărea întârzieri neașteptate care împiedică realizarea rezultatului dorit, dar te vei distra bine cu prietenii și vechii cunoscuți. Cunoștințele romantice nu sunt excluse. Vă lăsați purtați ușor și vă puteți pierde complet capul. Din fericire, acest lucru nu va avea urmări grave. Ar trebui să fiți mai atenți atunci când vă ocupați de probleme financiare. Acum sunteți predispus la frivolitate, puteți cheltui bani pe fleacuri. Orice document trebuie studiat cu atenție înainte de semnare. Horoscopul zilei Leu. Ziua va ieși bine dacă nu te aștepți la prea multe de la ea. Stabiliți-vă obiective realiste. Atunci nu veți face greșeli și nu veți fi dezamăgiți. Nu este de dorit să vă legați de orice obligații. Va fi util să păstrați libertatea de acțiune. Fii atent la persoana iubită. Astăzi este important pentru a menține armonie în relații. Este posibil să fie necesar să se discute unele probleme dificile. Încercați să o faceți calm și constructiv. Nu dați degajare emoțiilor. Horoscopul zilei Fecioară. Vei reuși. Aceasta este o zi propice pentru muncă și studiu, rezolvarea conflictelor, rezolvarea problemelor care v-au bântuit de mult timp. Uneori treburile altora devin mai importante pentru tine decât cele personale, dar nu uiți și de interesele tale. Aveți grijă atunci când planificați excursii. Este important să studiați traseul cu atenție pentru a nu petrece prea mult timp pe drum. Sunt multe lucruri utile de făcut acasă. Puteți rezolva problemele de zi cu zi. Veți face față rapid cu ele. Ziua este potrivită și pentru cumpărarea de mobilier și articole de interior. Horoscopul zilei Balanță. Ziua este plină de surprize. Este puțin probabil să poți acționa conform planului, așa că fii pregătit să improvizezi, să iei decizii din mers. Oamenii din jur puțin probabil că te vor putea ajuta, dar vor da sfaturi care merită ascultate. Ceea ce ați învățat înainte vă prinde bine. Unii reprezentanți ai semnului vor folosi informații utile obținute cu mult timp în urmă. Va exista șansa de a restabili vechile legături, de a stabili relații cu oameni cu care nu ați găsit o limbă comună recent. Este posibil ca rivalii recenți să vă ia partea, să vă ajute în ceva important. Horoscopul zilei Scorpion. Nu totul merge așa cum v-ați dori, așa că ajustați planurile. Amânați lucrurile vechi pentru a le lua pe cele mai urgente sau mai promițătoare. Cunoscuții de lungă durată oferă sfaturi care vor fi utile în majoritatea cazurilor. Nu este de dorit să riscați cu banii, să participați la activități financiare dubioase. Este mai bine să nu vă grăbiți cu achizițiile. Există riscul de a greși cu alegerea, dar în dragoste mulți reprezentanți ai zodiei sunt norocoși. Acest lucru se aplică și cuplurilor deja stabilite.
Dacă relația ta cu o persoană dragă a fost tensionată în ultima vreme, acum există șansa de a o schimba în bine. Horoscopul zilei, Sagitător. Zi arhiplină. Există mai multe lucruri și griji decât v-ați așteptat și va trebui să vă grăbiți în mod constant pentru a face totul. Întâlnirile neplanificate sunt probabile. Oamenii de la care nu ați primit vești de mult timp își pot aminti brusc de ei înșiși. Va fi plăcut să restabiliți vechile legături, să comunicați cu cei cu care ați fost cândva prieteni. Rudele te vor încânta cu surprize plăcute. Puteți face achiziții, inclusiv cele mari. Nu aruncați bani în vânt. Alegeți lucruri care vă vor plăcea mult timp. Orice problemă de zi cu zi este rezolvată rapid. Horoscopul zilei, Capricorn. Încearcă să nu vorbești prea mult. Această zi nu este o zi bună pentru a discuta planuri pe termen lung, a împărtăși cu cineva idei îndrăznețe sau experiențele tale. Stai departe de iubitorii de bârfe. Unii dintre ei te pot răni foarte tare. Nu amestecați relațiile profesionale și cele personale. Restul zilei este favorabil. Veți face o treabă grozavă cu o sarcină dificilă și veți putea aduce la viață ceea ce aveți în minte de mult timp. Problemele financiare importante pot fi rezolvate cu succes. Vor găsi o modalitate de a-și crește semnificativ veniturile. Horoscopul zilei, Vărsător. Zi norocoasă. Vei lăsa îndoielile și grijile în trecut. Te vei concentra pe lucruri interesante. Pot apărea idei și planuri noi. Încercați să le aduceți la viață fără întârziere. Prietenii te ajută de bunăvoie. De multe ori nici nu trebuie să-i întrebi despre asta. Va fi ușor să găsiți un limbaj comun cu oameni necunoscuți și să le placeți celor care vă văd pentru prima dată. Începutul unei relații romantice este posibil. Va fi ocazia să rezolvați câteva probleme minore care v-au supărat în ultima vreme. Scapi ușor de lucrurile inutile și privești spre viitor cu optimism justificat. Horoscopul zilei, Pești. Deși pot apărea unele dificultăți, ziua va ieși destul de bine. Nu căutați modalități ușoare și evidente de a atinge obiectivul. De multe ori experimentați, nu vă este frică să vă asumați riscuri și de aceea aveți succes. Va exista posibilitatea de a comunica cu persoane neobișnuite și remarcabile. Vor da sfaturi bune sau vor inspira la noi fapte. Hobby-urile romantice nu sunt excluse. Perspectivele pentru noi relații sunt cele mai favorabile. După amiaza promite surprize plăcute, iar unii pești vor primi vești mult așteptate de la oameni de care erau îngrijorați anterior. Horoscopul zilei de azi.